Salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. O filă de istorie națională. Vorbim azi despre ultimul an din viața lui Matei Basarab, unul dintre cei mai înțelepți domnitori ai românilor. Ultimul an al domniei lui Matei Basarab a fost tulburat de neorânduielile dorobanților, seimenilor, mercenari pedeștri înarmați cu sânețe, a căror atribuție era paza curții domnești, și a celorlalți slujitori ostași. Bătrânul voievod avusese întotdeauna față de ei o deosebită atenție. Le plătise lefi generoase, îmbrăcase bine, conform corespondenței cu postăvarii din Brașov, le dăduse putința să-și întemeieze gospodării și să strângă avere. Drept mulțumire, aceștia se ridică împotriva lui și după biruința de la Finta din 1653 asupra lui Vasile Lupu, fac dezordine în țară. Că strigă pe-n curtea domnească să le dea 3 lei că i-au bătut războiul cu Vasile Vodă și zicea lui Matei Vodă să se ducă să se călugărească, că nu le mai trebuie să fie el domn bătrân și bolnav fiind. Și atâta se îndârjise în nebunie cât i-au luat tunurile și erbăriile, depozitele cu praf de pușcă, și le-au scos afară de-n târg. Doi dintre marii boieri, Ghinea Vistierul și Radu Berzarul, armașul, pe care dorobanții și seimenii îi bănuiau că sfătuiesc pe domn să nu le dea lefi, sunt luați chiar de la curte sub ochii lui Matei Basarab și uciși în câmp în fața tuturor oștilor. Un alt boier, Socol Clucerul Cornățeanul, bolnav fiind, a fost ucis și el, iar casele împreună cu ale celorlalți doi prădate. Au îndrăznit într-o zi când Matei ieșise la plimbare spre Argeș, 20 martie 1654, să oprească pe domn de a intra în Târgoviște și l-au ținut pe domnitor 3 zile în afara zidurilor orașului, nedând voie să-i se aducă nici măcar pâine și spunându-i să iasă din țară și să se călugărească. Matei Basarab a fost nevoit să le făgăduiască bani din destul și doar așa a putut să intre din nou în cetate. Avea de gând însă să lovească în aceste corpuri de dorobani și seimeni și să le pedepsească pentru faptele lor ticăloase, scurtându-i de cap pe șefii răsculaților. Bătrânul domn nu mai ajunge să-și pună planul în aplicare. Sănătatea sa scăzuse în ultimul timp, îl îndurerase mai întâi moartea soției sale, Elina, în august 1653, după o conviețuire de 40 de ani. Avusese apoi de suferit în urma rănii căpătate în bătălia de la Finta. Aceasta se infectase și se vindecase greu. Răscoala dorobanților și seimenilor pusese vârf amărăciunilor. Matei Basarab nu se așteptase ca cei pe care îi respectase atât de mult să-i provoace un asemenea necaz. În primăvara lui 1654, domnitorul cade bolnav. După câteva zile, în dimineața lui 9 aprilie, într-o duminică, pe când se odihnea într-un jilz din logia palatului din Târgoviște, închide ochii. Îmbrăcat în veșmânt domnesc, de brocar de aur, împodobit cu blană de samur de mare preț, cu brandenburguri șnur care se coase în rânduri paralele ca podoabă pe pieptul unor haine și nasturi de argint aurit și acoperit cu un giulgiu de mătasă albă cu o cruce în foi de aur, Matei Basarab e mormântat la biserica din Târgoviște lângă fiul și soția sa. Sub Constantin Șerban, lăcașul a fost jefuit de seimeni și osemintele lui Matei Basarab aruncate din biserică. Mai târziu, ele au fost duse la Arnota, chitoria sa din județul Vâlcea, unde se află și azi, sub o lespede de marmură. Inscripția în limba slavă spune: „Ai zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu odinioară, stăpânul și domnul al țării românești, bărbat înțelept, îndurător și milostiv, întemeietor și înnoitor a multe biserici și mănăstiri, niciodată biruit și biruitor, și a multe războaie învingător, preaslăvit dușmanilor înfricoșat, prietenilor de folos, îmbogățitor al țării sale, cel care cu multă bogăție și întru toate îndestulat în lină pace a domnii 23 de ani, 22 de fapt, a adormit întru domnul la cinstea bătrâneții în anul 1654. Matei Basarab a fost căsătorit cu Elena, îi se spunea Elina, fica lui Radu Postelnicul Năsturel din Fierăști. Era cultă, posibil mai învățată ca soțul ei, dovadă fiind scrisorile adresate din rucări sibienilor. Acestea, scrise în latină și română, constituiau cereri de trimitere a unui chirurg bun pentru a-i opera pe boierii răniți după lupta de la Finta. Doamna Elina prețuia carte, iar fratele ei, Udriște Năsturel, este una din personalitățile culturale de seamă din prima jumătate a veacului al XVII-lea. Soția lui Matei Basarab era credincioasă, zidind mai multe biserici și făcând milostenii pretutindeni. Matei Basarab nu a avut copii. De aceea a adoptat un nepot de soră al soției sale, numit tot Matei.
Acesta a murit de tânăr, însă puțin înainte de 10 august 1652 și a fost înmormântat la Biserica Domnească din Târgoviște, alături de doamna Elina. Știați că în timpul lui Matei Basarab s-a fabricat pentru prima oară în Valahia hârtia? Un document din 4 aprilie 1646 ne arată că fabrica de hârtie era în regiunea Călimăneștilor, poate chiar în Călimănești. Ca materie primă se utilizau resturi textile. Locuitorii satelor erau obligați la darea cârpelor, care este exact ceea ce sună. Deși fabricată din cârpe, hârtie era de calitate bună, având ca marcă stema țării românești Agpila Cruciată. Și pentru că suntem la capitolul știați că, să vă mai spun una, Matei Basarab era să moară ucis de medicul său. Matei Basarab, 1580-1654, este unul dintre cei mai importanți domnitori ai țării românești, pe care a condus-o timp de 22 de ani, renumit pentru spiritul său de mare ctitor. În timpul său se spunea că toată țara era un șantier. Deși nu a purtat decât foarte puține bătălii cu prilejul uneia, a fost rănit. Rana i-a fost pansată de un bărbier. Bărbierii îndeplineau și rolul de medici în acea perioadă. Aflat în slujba unității militare poloneze care se afla cantonată în Muntenia. Așa după cum s-a dovedit ulterior, acesta a încercat să-l otrăvească pe domnitor, fiind plătit de o parte a boierilor. Iată cum este descris episodul în Siebenbürgische Chronik, cronica ardelenească a sibianului Georgius Kraus, 1607-1679. Matei Basarab fu împușcat în genunchi, dar glontele-i fu scos. Sănătatea lui Matei s-a înrăutățit mult din pricina împușcăturii primite, glonțul găsindu-se încă în genunchi. Bărbierii, nevoind să-l chinuiască, încercară să-l tragă cu o vezicătoare pusă pe rană ca să scoată glonțul. În cele din urmă, carnea a putrezit în jurul glonțului și a pricinuit mari dureri, astfel încât viața voievodului era în primejdie. Când principele a aflat aceasta, i-a trimis din Sibiu un bărbier vestit. Acesta i-a scos imediat glonțul, a curățat rana și l-a lăsat pe Matei într-o stare destul de bună în seama bărbierului său, despre care se spune că era polonez. Apoi a plecat din nou acasă cu o foarte frumoasă răsplată. Vasile Lupu, medicul polonez al lui Matei și câțiva boieri, pun la cale otrăvirea lui Matei Basarab. Deoarece între timp Iuda și câțiva boieri uneltitori nu se putuseră potoli și ar fi vrut cu mare bucurie să-l omoare pe Matei, în urma țățării lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei și rivalul lui Matei Basarab, îl atraseră pe bărbierul polonez de partea lor cu bani și daruri ca acesta să-l ajute și Matei să nu mai scape cu viață. Bărbierul primi banii, îi puse oblojeala otrăvitoare, pricinuindu-l dureri mari, apoi din pricina oblojelii otrăvite, îi se umflă tot trupul nemaiputând să doarmă, nici să se odihnească timp de mai multe zile și nopți. Un alt medic străin e trimis la Matei Basarab, deoarece starea boievodului se înrăutățea din zi în zi, iar prietenii săi cei mai buni și slujitorii curții văzuseră slăbiciunea, trimiseră grabnic cu voia lui Matei această știre lui Racoții. Acesta îi trimise neîntârziat din tabăra de la Feldioara un bărbier german, Iacob din Făgăraș, împreună cu un însoțitor. Acesta, sosind la Târgoviște și neavând alte știri, trase la bărbierul polonez al lui Matei, tovarășul său de meșteșug. Acesta se prefăcoase bucurat de sosirea lui, de fapt însă se îngrozi, fiindu-i teamă că și-ar pune viața în primejdie din pricina oblojelii otrăvite pe care i-o pusese lui Matei. În cele din urmă, el spuse că Matei Vodă va fi foarte bucuros când va auzi că alteța sa princiară l-a trimis la el pentru căutarea sănătății sale, dar adăugă că în clipa de față voievodul nu este în primejdie și că îi merge mai bine. Totodată îl pofti să mai aștepte puțin la el, deoarece se va duce la Matei pentru a-l vesti și se va întoarce în curând. Tăcerea chirurgului e cumpărată cu 80 de florini. Bărbierul se duce la boierii trădători care îi plătiseră ca să-i aducă lui Matei pieirea, le povesti cum stau lucrurile și că sosise un bărbier german de la Racoții, adăugând că se teme de o mare primejdie pentru el și pentru ei. Boierii se îngroziră foarte, îi dădură 80 de florini vechi ca să-i mâneze bărbierului, ca și când i-ar fi fost trimiși de vodă care nu mai avea nevoie de ajutorul lui, apoi să-i spună să plece. Bărbierul polonez îndeplini totul în tocmai, dădu banii bărbierului ardelean, cu înștiințarea că Vodă îi mulțumește foarte mult principelui pentru bunăvoință, iar pe el îl sfătui să se întoarcă din nou la domnul său, căci Vodă se simte foarte bine și se va însănătoși în curând. Ce se întâmplă? Bărbierul lui Racoții luă banii, crezând că lucrurile stăteau chiar așa, îi mulțumi pentru darul și ostenela lui, își luă rămas bun și plecă. Bărbierul polonez se bucură și crezu că și-a rânduit bine treburile. Alergă chiuind la boierii răi, cărora le comunică vestea cea bună.
reîntoarcerea medicului și descoperirea complotului. După ce însă, cum s-a spus, bărbierul a plecat și a mers cam un sfert de milă, el și însoțitorul său căzură pe gânduri, se temură că deoarece nu-l văzuse pe vodă și nu-i ducea știri sigure principelui, acesta îi putea pedepsi. Din această pricină se întoarseră, se duseră de-a dreptul la curte și cerură să fie duși la domn. Matei se bucură de sosirea lor și porunci în slăbiciunea sa ca să-i se înfățișeze și bărbierul să-i vadă rana neîntârziat. Acesta văzând să o oblojeală cu o travă, o scoase, curăță rana, puse alta pentru a alina durerile și rămase apoi puțin la vodă pentru a vedea ce va urma. După aceea Matei se simți mai bine și îi se întoarse somnul care îi lipsise 6 zile. După somn a avut poftă de mâncare, ceea ce bucură mult toată curtea. A doua zi, când bărbierul voia să-și a rămas bun de la vodă și mulțumit pentru darul primit, Matei rămase uimit de acest fapt și vrut să cunoască povestea în amănunt și pricina pentru care bărbierul voia să-l părăsească în această nevoie. Acesta-i povestea atunci toate întâmplările cu bărbierul polonez și dezvălui toată povestea oblojelii otrăvite. Bărbierul polonez fu pe dată înhățat, căzând în genunchi, cerând durare și destăinui noua trădare a boierilor și felul cum ei îl amenințaseră cu moartea dacă nu-l omoară pe Matei. Când voda află cele întâmplate, porunci prinderea boierilor, care nu se așteptau la aceasta, fiindcă fuseseră liniștiți de bărbier că doctorul lui Racoț îi plecase. Dacă Dumnezeu vrea să dea la iveală o urzeală, îl găsește repede mijloacele potrivite. Îndată ce boierii sosiră, doctorul lui Racoț îi porunci să-i fie tunsă unui câine o bucată mare de piele cât oblojeala otrăvită. Apoi puse câinelui această oblojeală și lăsă ca Matei, boierii și bărbierul său să vadă urmarea și felul cum se va purta câinele și cum era mâncată pielea. Toți s-au mirat de aceasta. Îndată ce Matei văzut rădarea înspăimântătoare și multe încercări ale boierilor de a-i lua viața, porunci să se înceapă o cercetare aspră și să fie întemnițați 11 boieri și bărbierul polonez. Unii au fost uciși, iar altora li s-au luat toate bunurile. Nu se cunoaște soarta bărbierului polonez. Se spune că el ar fi fost ucis pe ascuns odată cu un boier, murind în chip josnic. Prieteni, atât pentru azi. Mulțumindu-vă încă o dată pentru atenția cu care ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune pe curând!